Peste 2 ani în Timișoara, prețul gigacaloriei ar putea scădea cu 25%. Acest lucru va fi posibil după construirea unui incinerator de deșeuri, care ar urma să producă energie electrică și termică. Reducerea prețului gigacaloriei ar putea fi urmarea profitului obținut prin vânzarea energiei electrice și termice. Cu toate acestea, demarările proiectului sunt în stand-by, din cauza numeroaselor cereri de amânare depuse de mai multe firme care au solicitat prelungirea termenului de licitare pentru a pregăti mai bine caietul de sarcini. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, se gândește chiar la un sabotaj politic sau economic din partea anumitor grupuri de interese. Nu este în regulă ca și acum să vină cineva și să ne mai ceară încă 2 săptămâni de prelungire. Încep să-mi pun întrebarea dacă nu cumva acest proiect este boicotat. Adică e un proiect extrem de important care intră în prim planul preocupărilor noastre, dat fiind impactul asupra calității vieții cetățenilor până la urmă, nu? Și nu cred că e în regulă să îl blocheze nimeni datorită, mi-e greu să spun ce interese sunt. Sunt interese economice, cineva vrea să mă pună pe mine în imposibilitatea de a îndeplini promisiunea electorală de a reduce prețul gigacaloriei, nu știu, nu pot să vin cu o acuză concretă, dar începe să nu miroase a bine faptul că mereu se cere prelungirea termenului. În cazul în care nu vor mai surveni amânări din partea celor ce participă la licitație, crematoriul de deșeuri va fi proiectat în 6 luni și executat în alte 18. Incineratorul de deșeuri este o investiție a primăriei Timișoara împreună cu o societate germană și societatea de termoficare Colterm. Acesta va fi amplasat la marginea orașului, în apropiere de CET Sud, iar valoarea întregului proiect se ridică la 75 de milioane de euro, cu tot cu TVA.